Loredana, mulțumesc! Alertă de grad 0 la câțiva kilometri de România. Un alt virus se extinde și poate ajunge oricând și la noi. Vorbim despre o tulpină a gripei aviare care face deja ravagii în Ungaria și care se poate transmite cu ușurință și la om. Autoritățile române au creat o celulă de criză la nivel național și au luat în vizor 6 localități din țara noastră. Georgiana Botez vine cu toate informațiile. Bun găsit! Focarul din Ungaria se află la doar câțiva kilometri de frontiera cu țara noastră și a fost descoperit într-o fermă cu peste 12.000 de rațe. Deoarece există posibilitatea transmiterii virusului de la păsări la om, dar și de teamă să nu apară și în gospodăriile din țara noastră, mai exact aici, în județul Bihor, autoritățile sanitar-veterinare au impus mai multe acțiuni. Măsurile se aplică în 6 localități din județ și vizează interdicția organizării târgurilor și comercializarea de păsări, dar și monitorizarea păsărilor sălbatice. Mai mult decât atât, fermierilor li s-a solicitat să țină toate păsările închise și să evite contactul cu cele sălbatice aparent bolnave sau ușor de prins. În prezent, numeroase țări din Uniunea Europeană sunt afectate de valul de gripă aviară. Cele mai mari probleme sunt în Italia și în Ungaria. De pildă, în țara vecină au fost deja anunțate 59 de focare.